separat de partea de semnalistică legată de area naturală protejată care constă în panouri la ieșirile publice ale lacului, ar trebui pe malul stâng și drept, fiind canal șenal navigabil lacul Snagov, să vedem conform regulamentului de circulație pe lacul Snagov cele trei zonări, și noi ne aflăm în zona 2, și să vedem restricțiile și indicatoarele care sperăm la un moment dat să fie completate. Astfel, dacă ar fi existat, am fi văzut că aici limita maximă e 40 de kilometri pentru a circula, în condițiile în care, după cum puteți constata și dumneavoastră, majoritatea embarcațiunilor pe lacul Snagov sunt cu motoare și cu capacități mult mai mari, motiv pentru care te trage ața, cum se spune, să mergi puțin cel mai repede. Când o persoană a murit, cine se face vinovat? Probabil că autoritățile vor face anchete și vor clarifica dacă era iluminată embarcațiunea mică și trebuia sau nu să fie iluminată, respectiv cu ce viteză circula și alte detalii ținând de dinamica incidentului. Noi suntem preocupați de faptul că în ansamblu, în prezent, aici există precondiții care s-au materializat cu ocazia acestui incident nefericit de a se repeta. Asta este poate problema cea mare și cea mai deasă. Astfel, noi, prin regulamentul pe care l-am depus de 2 ani de zile la Ministerul Mediului și încă nu s-a aprobat, în baza și unor studii științifice, am cerut și să se limiteze viteza la maximum 20 de kilometri, să nu mai fie schijeturi pentru că fac rău speciilor protejate, și de asemenea mai multe alte măsuri care ar trebui să ducă utilizarea lacului Snagov către un lac unde să există o utilizare sustenabilă și unde, iată, să fie loc și pentru sportivii olimpici, să fie loc și pentru cei cu caiac, canoe, nu doar o zonă unde mai degrabă vedem că e folosit lacul ca parcarea de la Băneasa, unde se fac drifturi cu mașini foarte puternice. În acest moment, cum se circulă pe lac? Vă recomand să căutați pe YouTube, dând cuvântul cheie Snagov și schi nautic, veți găsi câteva sute de înregistrări în care veți vedea cum se fac ori concursuri, ori demonstrații, mergând în cerc, în spirală și sărind peste valurile artificiale de 90 de centimetri, de 120 de centimetri, ceea ce este cu un impact foarte urât pentru și îngrozitor pentru area naturală protejată, dar în același timp pune în mare dificultate orice alt cetățean care vrea să meargă și el cu un caiac să facă o parcurgere firească, normală, pe lacul Snagov, care e al tuturor. Ce puteți spune de circulația pe timp de noapte? Cunoașteți bine zona. Pe timp de noapte avem câțiva factori asupra căruia s-ar putea interveni în viitor, ca de exemplu iluminatul excesiv de violent de la unele locații riverane, care nu numai pe parte de fluturi, faună, atrag și distrug totul, dar și pe parte de circulație te pot orbi luminile acelea puternice dacă mergi cu o embarcațiune chiar reglementar pe lacul Snagov. Ăsta e un aspect. Doi la mână, nu știu dacă legal ar trebui embarcațiunile mici gen caiac să fie și iluminate. Dacă ar fi embarcațiune peste 20 de metri sau cu motorizare de peste 20 de cai putere, dar ar trebui să fie să aibă lumini stânga-dreapta. S-ar putea să fie doar responsabilitatea embarcațiunii motorizate să reducă viteza până la limita la care să, în baza vizibilității chiar limitate de alte lumini puternici pe lac, să fi trebuit să reducă viteza foarte mult. Nu știu. Ați sesizat până acum autoritățile pe toate aceste probleme de care ne vorbiți? În ultimii 6 ani avem 10 de sesizări, motiv pentru care de asta am apelat și la sprijinul Ecocivica, având vreo 36 de sesizări cu poze, foto și cu încadrări chiar juridice depuse în special la Garda de Mediu, și văzând că nu sunt rezultate, am trecut la un alt nivel și chiar pe cei de la Autoritatea Navală i-am sesizat că regulamentul dânșilor din 2003 nu poate să fie legal și productiv pentru că n-au ținut cont de legea 5/2000, că este și arie naturală protejată și o suprapunere care creează confuzie de interpretare, dar mai ales e o neregulă și datorită faptului că modul de circulație pe lacul Snagov mai degrabă este haotic. Vă invitam să evaluați dumneavoastră mergând pe YouTube. Și nouă ne creează mari dificultăți. Ne distruge habitatul 3150 și 3160 de la marginea lacului. Spuneați de tot felul de probleme, de acțiuni pe care le-ați avut și noaptea. Ați avut vreodată probleme în exercitarea meseriei de custode? V-au încercat să vă oprească
Da, am primit și amenințări, dar am fost și atacați și recomand pentru a vedea cum arată lacul Snagov noaptea. Da. Deci, aflând că se vor face acum 2 ani și ceva un foc de artificii în area naturală protejată, am dat telefon la 112 și am solicitat sprijinul autorităților, pentru că foc de artificii la mai puțin de 500 de metri de marginea pădurii este, nu se poate aproba. Fiind făcut de persoane neautorizate, ar fi a doua autorizație, dar când cei în cauză care au văzut că le-am filmat infracțiunea s-au gândit că poate o să utilizăm public înregistrarea, au trimis niște embarcațiuni mari, puternice, motorizate, să ne atace, ceea ce au făcut-o în 2 ture și până la urmă, cu valuri foarte mari, ne-au răsturnat. Interesant este lipsa de reacție și abordarea șocantă pentru noi din partea prefecturii și parchetului de la Buftea, care în repetate rânduri înscris ne spuneau că nu există fapta în condițiile în care noi le trimiteam înregistrări audio-video și era și în sistemul cu 112. Pe subiect protejăm? Era nunta fetei președintului Consiliului Județean Cristache Rădulescu la Snagov Club. Când deci noi am fost atacați în calitate de reprezentant al statului român pe parte de arie naturală protejată lacul Snagov, unde știam și încercam să nu se întâmple, de fapt, 3 infracțiuni și 2 contravenții. Caz care a rămas și în prezent în aer și, de fapt, în mentalitatea celor cu motoare puternice și multă autoritate, în ghilimele, de la Snagov, cam așa e perceput rolul custodelui la Snagov și respectarea legalității. Haideți să venim la ce s-a întâmplat azi noapte. Un om a murit, unul e în comă, sunt vreo 3 răniți pe lângă. Ce credeți că s-a întâmplat? Se vorbește inclusiv de o petrecere pe una dintre embarcațiuni, plus alte fapte neapărat legale. Universul de combinații și ce se poate face e atât de larg, pentru că astăzi, că ați venit dumneavoastră, pe lac nu mai vedem bărci și distracții și petreceri. Dar încă o dată, pe YouTube veți vedea că se adune grupuri de 3-5 persoane, se bea, se face distracția. Spuneți-ne efectiv aseară. Bănuiesc, dar atenție, sunt presupuneri, că angajații de la unul din restaurant mergeau spre casă cu o embarcațiune mică, probabil nesemnalizată, dar atenție, nu știu dacă trebuia sau nu să fie semnalizată, când o embarcațiune motorizată probabil că mergea cu viteza de confort a acelei embarcațiuni, și cu cât motorul e mai puternic, poate viteza de confort e în zona sau poate peste 40 de kilometri, cât prevede regulamentul aici, și probabil datorită lipsei de vizibilitate parțial și datorită luminilor puternice de la riveran de pe maluri, n-a văzut-o și a intrat peste embarcațiunea mai mică, oarecum invizibilă la oră de noapte. Da, aveți cunoștință de controle făcute de poliție asupra legalității conducerii astfel de embarcațiuni? Nu știu, noi dacă s-au și făcut, noi avem sesizări recente, unele chiar acum 3 săptămâni, chiar la Autoritatea Navală Română, în care le atenționam de 2 subiecte, și anume că regulamentul dânșilor nu este aliniat cu cel de mediu și nu ar fi ce trebuie și trebuie înlocuit, și subiectul numărul 2, că sunt niște sute de înregistrări pe YouTube unde se pot vedea gen selfie-uri cum deținători de embarcațiuni cu motoare puternice circulă și fac tot felul de demonstrații și concursuri care nu par deloc să cadreze cu prevederile și restricțiile din regulamentul de circulație în zona numărul 2, unde ne aflăm în prezent. Dumneavoastră vă pricepeți mai bine decât mine, cel puțin, la embarcațiuni. În momentul ăsta, neoficial, embarcațiunea mai mare, mai puternică, cu un motor mai puternic, ar fi cea scufundată. E posibil ca o embarcațiune mai mare să se scufunde și una mai mică să rămână totuși pe lac? Personal n-am înțeles care s-a scufundat din cele 2. Cea mare? Cea mare s-ar putea scufunda, pentru că sunt din plastic și dacă se sparge poate se ia apă și se scufundă. De regulă m-aș fi așteptat să se scufunde cea mult mai mică. Nu știu ca dinamică ce s-a întâmplat, dinamica, nu știu viteza, nu știu... Dinamica bărcii celei mari și manevra necorespunzătoare a dus pur și simplu la răsturnare. Probabil încercând în ultima instanță să evite impactul, a făcut o manevră necorespunzătoare și veți vedea și asta din dinamica, probabil vor apărea simulările în care barca mare se răstoarnă fără niciun fel de probleme. Tot ce vedeți în spatele nostru, uitați unde acostează aceste embarcațiuni mari, totul este construit ilegal, toți acești oameni
probleme se bazează pe primăria Snagov, tot ce înseamnă apele române, autoritatea de mediu și garda de mediu, fără să ia nicio măsură, așa cum v-a spus custodele în urmă, cu 3 săptămâni am fost și am rugat să facă un control, să punem în legalitate și cu ce credeți că ne-am ales? Cu plângere penală făcută chiar de acești oameni care au dețin aceste ilegalități pe lacul Snagov. Tot ei ne-au făcut plângere penală că le-am l-am perturbat activitatea economică de pe lacul Snagov. Se întâmplă să mai umble și într-o embarcațiune, de exemplu, cu 2-3 locuri, mult mai multe persoane, să fie 6-7 înghesuiți acolo și ar putea fi și asta o cauză? Nu este nicio regulă. Să știți, pe lacul Snagov, cu cât ești mai viteaz, cu atât ești mai renumit. Asta este adevărul și chiar vreau să-l cunoaște și dumneavoastră. Nu contează câte persoane pui, nu contează ce faci pe lacul Snagov, autoritatea normal că vede și nu ia nicio măsură. Asta este și NASA ați întrebat mai devreme cine este răspunzător. Păi toate aceste autorități care trebuiau să iau măsuri pentru acest act criminal, acum trebuie să răspundă. Pentru că la urma urmei ce s-a întâmplat este o crimă. Accidentul acesta până la urmă este o crimă. Ai omorât un om, da? Deci până la urmă tot ce înseamnă autoritățile de mediu, apele române, garda de mediu, primăria Snagov, tot ce înseamnă... Așadar, i-am urmărit pe reprezentanții Fundației Ecocivica și pe custodele ariei protejate Snagov, Constantin Turmac, spuneau